Astăzi devin YouTuber, deoarece mă joc în Roblox simulatorul de YouTuber. Ia uite-mă, fii atent că mă duc aici în față. Și ce YouTuber devin eu astăzi? Este întrebarea, pentru că nu-i Rafael. Avem mai mulți YouTuber din străinătate și vreau să spuneți voi cine vă place. Mie îmi place, pam, 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 fii atent, în ultima vreme m-am uitat la un YouTuber de Roblox și acela este Flamingo. Nu știu, mi se pare troll rău de tot Flamingo, are așa un umor mai ciudățel. Hai să luăm și noi primul dropper, el e doar un Flamingo, asta este adevărul. Și o să luăm, avem Multiplayer Horror 2, mi se pare că ne-am mai jucat acum mulți ani. M-am jucat eu de fapt și am ales cu Gaming with Kev. Deci da, ok, hai să luăm autocollect, să meargă treaba bine de tot. Între timp vă invit să apăsați like, deoarece, nu știu, sunteți pe YouTube și vreți și voi să deveniți YouTuberi. Hai să vedem, că nu așa devii YouTuber, gen cu dropere de astea, dar nu știu ce are de oferit jocul. Poate a mai adăugat ceva interesant între timp, cine știe. Hai să vedem aici, ia uite-mă, am luat tot ce trebuie. Bun. Mi se colectează bani automat, avem și dropper șmecher, calculator, ia uite-mă, de aici rulez eu tot, fac, ia uite, tai, editez frumos, montez episoadele și fac abonați, am 10 abonați, deci eu practic filmez acum, după aia editez, filmez, editez, viață de YouTuber, asta faci într-o zi, filmez și editez, atât. Bun, e funny că eu fac bani înainte să mă apuc de YouTube, deci ca idee. Bun, avem professional camera. Da, mă, da, vreau și cameră profesionistă. Deci, momentan, eu am înregistrat videoclipurile și fără microfon, doar jocul. Atât. Vă dați seama? N-am nici facecam, n-am nimic. Hai să-mi iau și eu un pat măcar să dorm, zici că la pușcărie. Bun, luăm un drum, frumos, frumos. Și hai să luăm upgrade-arele ca să ne genereze bani ca lumea. Dar nu iau mai multe dropere? Wow, am 250 de abonați. Ia, că vreau mai mulți. Mă, dar ce e camera asta profesionistă? A, lol. Fac abonați, nu prostie. Subs. Uite, fac 8 pe secundă. Na, ne generează mai mulți ăsta. 9 pe secundă. Ia vezi, din stânga jos, 10. Frumos, frumos. Hai totuși să mai luăm câte ceva, că e jalete. Luăm și noi pereții. Bam, 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 geamuri. Wow, ia vezi. Camera mea de YouTuber. N-am 1500 de abonați. A, camera e... Aha, aha, se updatează cu calculatorul. Deci dacă ăsta ne generează 11, 12 să ne genereze și camera. Wow, are sens. Sau camera ne generează mai mult. Doar că, na, camera cred că mereu o să ne genereze 16. Deci e în funcție de calculator. Ca idee. Bun, cu abonații, practic, da. Eu o să îmi iau în cameră diferite chestii. Uite, vezi, nu am wooden floor, mamă, mi-am pus parchet. Ce, mă, ciocan de YouTuber. Mai multe dropere vreau. Mai multe și nu mai avem bănuți, se pare. Ce mai e pe aici pe shop? Robber, 30 la... Fur banii oamenilor. Ok, 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 ok. Vezi că e mișto asta. Furăm de la alți YouTuber, lol. Clasic, rău de tot gen. Păi și cum funcționează? Sabotage security and steal money. What? Adică vin la băiatul ăsta aici și ce se întâmplă? What? Că am luat din bani sau? Mă, ce? Uite, la rusul aici e încuiat. Deci nu prea mai am acces la nimeni. Cine generează mult? Cineva cu RD, ia. Hai că intrăm la băiatul ăsta aici și l-a ales tot pe ruso. Ia. Mamă, vezi care cameră mișto, ruso. What? Flamingo? Bă, nu mă bate. Ok, atunci o să-ți fur banii. De ce nu mă lasă? Cred că trebuie să cumpăr iar sau... Te filmez, te filmez. Bă, Flamingo are o cameră de... Zici că e la pușcărie. Rusul ăia vezi și mișto arată. Ok, nu înțeleg chestia aia cum funcționează. Trebuie să fie un buton undeva. Double subscriber. Deci asta avem, VIP, autocollect, bani ori 2 avem, profesional, avem tot. Bun, hai și tu aici, Pringles man. Am luat scările, bă, s-au terminat banii. Opa, e gravă treaba.
Trebuie să mai farmăm. Wow, avem și un calculator mai bun. Așa, așa, așa. Probabil fiecare zi. Tycoon ăsta este updatat în funcție de personalitatea YouTuberului, cred. Acum nu știu ce să zic. A, poți să-ți upgradezi patul, mă. Am înțeles. Filmez, înregistrez, editez. Ok, de aici farmăm așa frumos. 9000, am updatat patul. E albastru ca noi, deci e perfect. Ok, ok, ok. Drawer. Hai să-i dăm la Pringles, man, cu ciocanul pe cap. Lol, bong. Bun, 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 bun. Plante, upgrader. Ăsta o să fie bun. Upgradează tot, tot, tot. Ne trebuie 20k. O să cumpăr bani direct sau... Da, bă, nu te lasă. Shadows, rebirth. De 70.000. Na, trebuie să începem alt conveyor belt. Cu dropere tot așa. Ia, că luăm iar premium. Deci aici trebuie să stai un pic AFK, gen, ca să generezi tot. N-a mers, lol. Al doilea nu mai funcționează. Uite, încerc să-l iau și nu merge. Să continuăm, am luat eu o scurtă pauză ca să strâng bani, am 700.000. Ok, ok. Luăm pereții. Ia să vedem jos aici ce se întâmplă. Oh my god, lift! Te teleportezi direct, nu cred că trebuia să-l iau. Da, e ok. Oricum generăm bănuții. N-am mai farmat și eu aici abonați. Cred că trebuia să stau să farmez abonați. Bă, ce TV-ul ăla! What? Ok, ok, ok. Update carpet, ia. Mă mir că nu putem să facem ceva, să automatizăm sistemul ăsta. Că pare ciudat că trebuie să stau să apăs butoane. Da, na, ăsta e, ăsta e. Ok, ok, ok. 13.000. Deci upgradez lucrurile. Ne ducem la etajul 2. Începem cu pereții. Ok, o să ne coste ceva, cred. Drawer table. De toate am luat. Ce bă! Am restaurant la mine în casă. Ăsta, da, YouTuber. Ia vezi aici, frumos. Ustensile. Vă place căsuța sau... Am o toaletă 50.000 de dolari. Trebuie să mai facem un etaj, că ne mai trebuie bani. Ia uite. E jale ce se întâmplă aici. 38.000 nu mai avem, gata. Am luat peretele ăsta și over. Continuăm cu baia. Ia fi atent aici ce a ieșit frumos. Buy bookcase. Opa, terminăm tot etajul. Pleacă bani instant. Liftul nu-l mai luăm. Mergem așa. Mai cheltuim, mai salvăm niște bani de fapt. Luăm și de aici frumos, ne generează, conveyor, nu mai am sunet sau ce s-a întâmplat, da, 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 perfect, perfect, worker, mamă, fii atent, da, mă, da, asta vreau să văd, avem muncitorii noștri, bun, și ne generează abonați oare sau, 37, bun, 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 bă, care tot dă, mă, ia să-l văd, ia să vedem noi abonatul ăla care ne trolează. Și dă el, n-are stare. Să luăm și premium dropper. Frumos de tot. Luăm acesta, avem și muncitorii. 850.000, e cam scump dacă mă întreb pe mine. Luăm pereții frumos. E ce trebuie. Ia uite cum se muncește din greu aici la noi. Wow, la Rafael Studios. Amă, avem 1.000.000 de abonați. Deci suntem bine de tot pe abonări. Ok, avem și lumini. A, uite aici. Stăm la TV frumos. Decoration. Ia vezi. Bun, e prea bine, mă, ce se întâmplă. Deci asta nu mai e o casă, a devenit ca un studio unde lucrează oamenii, știi? Hai, mă, luăm și liftul, ne ducem la 1. Jos de tot, frumos, frumos. Avem arme scumpe. Hai să decorăm camera de unde totul a început, gen. Bun, 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 bun. TV upgradat. 1 million subs. Frumos. Deci ne fac băieții de sus abonații. Lucrează pentru noi. Ia vezi ce setup mișto. Lol. Nu mai apăsăm nimic, apa, da. A, mă. Ia vezi cu microfon, cu toate alea. Wow, wow, wow. Prea tare. Mult prea mișto. Clean așa. Ia vezi. Perfect, zic eu. 750.000 ultimate weapon. Da, să-i dau la băiatul ăsta că mi-a dat la ciocane. Mai ciocane mi-a dat.
Ok, ok, ok. Uuu, cumpărăm un semn, ia vezi. La Flamingo e gata. Probabil mai sunt câteva etaje, dar asta e genul de joc unde trebuie să stai foarte mult AFK. Adică ar trebui să stau ore în șir, efectiv. Uite, și Gaming with Kev, ăsta l-a făcut semi o altă dată, când am mai jucat în trecut. Probabil mai e un etaj, două, trei, habar n-am. Aș vrea să intru... A, e că-l sabotez. Bă, nu mă mai bate! Vreau să testez sabotarea, dar n-au stare abonații. Deci că furăm bani de la el, avem 600 de mii. Păi și s-a întâmplat, doar am intrat, what? A, suntem la el în casă, hai să vedem unde e frățiorul. Am venit cu abonații peste. A, cred că puteam să-i fur, da, pot să iei din bani. LOL! Cred că ea e, sau? A, nu, ea e Dana. Mă, n-are scări! Mă, luăm mai multe etaje dacă nu are scări. A, bar n-am. Da, uite că e la fel și setup-ul la... A, ok. A, mă, 900 pe... 1000 pe secundă. Deci e același și setup-ul lui Gaming with Kev. Cred că sunt toate la fel. Nu cred că sunt în funcție de personalitate. Bun. Păi, ajunge pe ziua de astăzi cu YouTube-area la am 1 milion de abonați și ceva. Eu zic că ajunge. Dacă v-a plăcut, like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!